Am alergat un pic, tot mai am oprit. Pe stânga aici e un supermarket Morrison. Și am oprit să-mi iau și eu ceva cald de mâncare, pentru că puțin mai în față o să am încărcarea. Și de obicei, adică de obicei, încarc eu la Transpalet. Și de obicei se mai stă, adică pot să-i zic la, bă, stai un pic că mai am și o treabă. De obicei aici când vii te întreabă până la ce oră poți să stai. Și te ține, s-a lansat într-o zi și vreo 3 ore pe aici, numai ca să treacă timpul să poți să ajung în firmă. Adică gen, am fost lepră pentru firmă, dar știi cum e, lepră pentru ei, mai bine pentru mine. Aici e o intrare, trebuie să mă duc și după aia să mă întorc. Mamă, ăsta cred că e singur la muncă, frate, patronul ăsta. Și cred că mă așteaptă pe mine. Nu știu, ăsta e cu Jaguarul ăsta, chiar are la număr BLS XJS. Și trebuie să mă întorc aici. Trebuie să dau cu fața încolo, cu spatele aici și să vin înapoi aici. Sau pot să intru aici să fac o românească, ca să mai mă chinui, ceea ce am să și fac. Pentru că nu e nimeni parcat. De obicei sunt multe mașini parcate aici în timpul săptămânii și nu ai loc să faci așa ceva. Așa, și ne parcăm fix la bordură. Așa. Și aici așa. Uite, fix. Cam așa. A? Stai să văd în spate. Da, e bine. Păi, ce să vă zic, mă pun să mănânc și după aia mă duc la BLS să încărcăm. Și cred că ne vedem la încărcare în spate, în vagon. Vă salut, pa! Să înceapă încărcarea. 26 de paleți. Am terminat de încărcat, aproape. Mai are de băgat ultimele 4 paleți și bagă ele, împinge ele, pentru că nu mai ai cum să manevrezi aici, Liza. Și am plecat după aia. Pa! Băi, fraților, este incredibil. Am stat 2 ore pe aici, am venit la 12:30 aici, e 3:30, deci 3 ore până acum, dar stau de 40 de minute să primesc actele. Că ca mașina de imprimantă în secolul tehnologiei nu poate să trimită acte de pe mail, eu nu înțeleg chestia asta. Da, nu mai merge imprimanta asta să vină cineva să o depaneze. Haideam să vedem. Hi, I'm Adrian. I just finished at BLS Food. Okay.
Papa, bimam, am ajuns acasă. Acasă. Gata și ziua de sâmbătă. Mergem acum repede. Nu știu ce să fac, să alimentez, să n-alimentez. Nici n-am idee. Nu prea mai am chef așa, dar hai să alimentez, să nu fiu opărit. Și așa rotunjesc până la ora 6. Ia uite unde m-am oprit și eu, Doamne, ce cretin sunt. Rotunjesc până la ora 6. Și pe am dus eu acasică, mă duc și eu și pe pijă la muncă, la fix am terminat. Fac și eu 11 ore. Aoleu. Bă, frate, e cald rău de tot, sunt 19-20 de grade. Deci zici că e vară. Sper să fie și mâine vreme frumoasă. Ia ce n-ai văzut, mă, podoc, n-a văzut că am dat semnal. Sper să fie și mâine vreme frumoasă. Poate ajung și eu cu mașinuța să-i fac și niște poze pe undeva. Așa mișto. Bă, săptămâna viitoare nu muncesc și nu poate Anthony, mecanicul ăla, nu poate să mă rezolve și pe mine cu alea, cu boxile și cu garnitura diferențială. Asta e, mai stăm încă o săptămână așa. Nu mi-e cine știe ce, doar că mi-e mine de cauciucurile aia, că le tocesc inegal și bine, astea oricum mai am niște cauciucuri, am găsit niște cauciucuri noi, foarte ieftine, Kumo Extra, și am luat la un preț foarte bun, noi nouțe, mi-au venit, chiar ieri mi-au ajuns. Și le-am și pe alea acolo de rezervă, ca să zic. Vedem cât mor ține astea care le-am pus acum, Dunlop-urile astea. Normal ar trebui să mă țină bine la... Na, mergi mai tare, mai înșipt cu mașina asta, nu prea te ține. Dar ar trebui să țină, că probabil o să cumpăr și mașina de familie și probabil o să umblu cu aia în timpul săptămânii la muncă. Iar cu BMW-ul o să umblu probabil doar în weekend. Și atunci nu o să mai fie uzura chiar așa mare. Așa. Băgăm la alimentat, las vagonul și ne vedem cu încheierea după ce fac actele. Revin. Se finit la comedii. Sau se finit la săptămâna. Săptămâna azi de muncă. Am lăsat și vagonul. N-am mai băgat AdBlue. De pe am găsit unul de parcare. Uite, acolo e parcare obișnuită, care e full. Bine, un loc liber pentru că a parcat nu încă un căcat. Aici e full. Și aici sunt undeva unde e spălătoria, nu știu dacă vedeți. Pac, pac, pe aici e spălătoria, știți voi, oricum. Știți voi, ați văzut de multe ori. Oricum e full, așa e sâmbătă, vinerea și sâmbătă. Cu greu găsești loc de parcare. Bine, puteam să parchez la mama dreacum, de undeva mea camioane dimineața, dar nu vreau. Nu vreau să merg pe jos atâta. Opa, așa am terminat cu tot. Trebuie să fac actele. Băi, ce să vă zic, săptămâna ați văzut cum a fost lejereală, lejereanu, adică chiar a fost ok. Dacă ar fi așa în fiecare săptămână, nu m-ar deranja niciodată. N-aș avea niciun fel de problemă. Stați așa două secunde, trebuie să fac și eu acte. Terminăm la ora 18, rotunjim și noi, am ajuns la 17.30. 504 627 4 628 504 627. Așa.
Băi, eu vă mulțumesc că m-ați urmărit și săptămâna asta. N-am avut lucruri prea interesante așa de făcut, de filmat, de arătat. Am făcut câteva discuții care pentru unii au fost, nu știu cum să zic, dovada că se poate găsi un job și aici în Anglia fără experiență. Am mai făcut așa. Adică cred că am mai vorbit și ceva lucruri interesante, nu numai prostii. Recunosc, știu că vorbesc prostii câteodată. Câteodată n-am chef să vorbesc și nu vine în cap niciun subiect așa să-l dezvolt. Cred că asta e partea cea mai grea să faci loc zi de zi. Să ai tot timpul să te legi așa de un subiect, să-l dezvolți, să tragi. Adică urmăresc destui vloggeri care fac zi de zi, daily vlog. Și să știți că de multe erau niște materiale atât de slabe, probabil cum sunt și unele ale mele, pentru că e greu să găsești de zi un subiect să te legi, să-l dezvolți. Mai ales când, gen cum e la mine, n-am o activitate zilnică care diferă, adică fac același lucru zi de zi la muncă, adică mă sun într-un camion și livrez ceva. Și tocmai de asta cred că există puțină monotonie, așa, nu știu cum să zic. Azi am făcut decât 35 de kilometri. Foarte puțin și am condus 4:55. Așa, astăzi este 14:10. Asta trebuie să le predau. Asta trebuie să le bag aici, la colecție. Am atâtea bunuri aici scoase, că nu mai știu să mai fac cu ele. Deci aia l-am luat, aia l-am luat-o. Așa. Băi, cam asta a fost și trăcăreala pe săptămâna asta. Mâine sper să vedem la vlog. De fapt, nu, mâine e duminică, voi o să vedeți luni. Luni probabil o să vedeți și dacă am făcut vlog sau nu mâine. Nu știu, n-am niciun plan pentru mâine. În principiu doar vreau să ies pe undeva să mă plimb dacă e vremea frumoasă. Cu pici, bineînțeles. Așa că vă mulțumesc. Și ne vedem mâine. Sau apoi mâine la trocăreală. Pa!